sunt mamele. Aici au stat cât au fost niște lucruri pe care am preferat să nu le arătăm lor, inclusiv decizia fetelor pe cine ar proteja ele. Ei bine, cum sunteți, doamnelor? Bine. Suntem în ultima parte a emisiunii, partea în care aveți cel mai important rol. Doamna Marie, e prima dată când nominalizați. Da. V-ați gândit bine? Da. V-ați gândit la toate consecințele, la ce ar putea să aleagă Liviu sau nu? V-ați gândit și la ce v-am spus eu în platou, că e posibil ca preferințele lor să se schimbe pe parcurs și dacă poate n-au plăcut o fată la început, cine știe ce se va întâmpla peste o lună, peste o săptămână? Da, dar oricum trebuie să aleg o fată, așa că gândindu-mă la toate aceste aspecte, să nu-mi spuneți, nu-mi spuneți numele deocamdată, doamna Malvina. Eu m-am gândit la ceea ce și-ar dori Marian. Pe mine asta mă interesează în primul rând. Chiar dacă am afinități cu fata respectivă, nu contează, contează ce își dorește el și eu trebuie să-l susțin. Și în cazul lui Blaze, pentru că... Și în cazul lui Blaze, tot la fel. Îi reprezentați pe amândoi? Pe amândoi, da. Și în cazul lui Blaze, tot la fel. Eu am analizat cam spre ce persoane își orientează privirile și Blaze și aș încerca să împac lucrurile și într-o parte și în cealaltă, să fac ce este corect. E important să știți că, deși doamna Malvina are doi nepoți de gestionat în casa Mireasa, votează o singură dată, nominalizează o singură dată. Ce faceți, doamna Daniela? Mulțumesc bine. Aveți emoții? Da, foarte. De ce v-ați atașat de fete? Și de fete și am emoții și de cameră și... Păi nu v-ați obișnuit deja? Sunteți de jumătate de... de afară, nu. De lună. Vreți să îl rog pe colegul meu să fac un pas în spate să ne uităm la domuri? Cu domurile v-ați obișnuit, nu? Cât de cât. Cum e? Cum a fost alegerea? Că presupun că aveți un nume în minte. O să vă rog să nu-mi spuneți de pe cine este vorba, dar să-mi ziceți după ce criterii ați ales. După vârstă și după cum cam ce i-ar place lui Ali. Mm-hmm. Am înțeles. În primul rând la vârstă. Și a fost dificil? Așa și așa. Doamna Victoria, ce faceți? Cum sunteți? Bine, deocamdată sunt bine, da. Sunteți bine cu mamele? Da. V-ați reconciliat? Da, a fost un schimb de replici, nu am ajuns la o ceartă așa, dar știți cum e. Dar cu fetele? Chiar n-am avut nicio divergență cu nicio fată. Și cu toate acestea, astăzi trebuie să alegeți o fată care ar putea să părăsească emisiunea. Știu, e foarte greu pentru noi că într-adevăr ne-am atașat de toate fetele și chiar ne-am înțeles bine cu ele, dar nu avem decât. Asta este regula, nu? Da, regulamentul. Cu mari emoții. Cu mari emoții o să-mi spuneți nominalizarea în câteva clipe. Da. Doamna Ioana. La mine a fost mai greu un pic, pentru că aș fi avut două fete. Ați fi vrut să dați afară două fete? Da. Aoleu, așa din prima? Da, dar până la urmă a rămas... Dintre două trebuie dintre să două am ales una, care sigur nu se potrivește cu Valentin și rămâne una. Ok, mai avem săptămâni în care o să trebuiască să nominalizeze mamele, de fapt în fiecare săptămână. Doamnelor, aveți fiecare dintre voi un plic în față și un pix. O să vă rog să scoateți cartolina de acolo și să scrieți numele fetei pe care o vreți plecată din casa Mireasa. Și promit să nu mă uit, mă duc să văd inelul acesta la care îi râvnesc toate fetele, inelul soacrei. Să nu uitați că există această armă a soacrei în acest sezon, un inel absolut fabulos cu diamante. Cred că acela e un safir, nu? Sau ce? Ideea e că dacă o mamă se atașează de o fată și ea consideră că este potrivită pentru fiul ei și fiul ei trage de timp, că parcă s-ar mai gândi, că parcă nu știu ce. Ei bine, soacra respectivă poate să ceară un ciocan la colegii mei,
Lovește cu putere geamul acesta, ia inelul și îl dă fetei, inelul soacrei în acest sezon. Gata, domnilor? Da. Doamna Mari, vă rog, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Doamna Ioana, doamna Daniela și doamna Malvina, toate plicurile sunt la mine, doamnelor și domnilor. În acest moment vă spun și vouă, celor de acasă, stop vot. Jocurile au fost făcute. În câteva clipe, după pauza de publicitate, vedem cine este fata pe care mamele o vor plecată și tot după pauză sunt foarte curioasă să văd și care sunt favoriții voștri. Mama favorită, băiatul favorit, fata favorită și foarte important, primele trei fete în topurile voastre au imunitate. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, ultima parte a galei, cea mai grea și cea mai emoționantă, pentru că astăzi o să plece o fată, va fi prima plecare, dar până atunci am aceste plicuri în mână, sunt voturile mamelor, au fost în living, au fost singure, n-au văzut ce s-a întâmplat în platou ca să nu fie influențate în niciun fel, așa că haideți să vedem ce au ales mamele. Încep așa. Prima nominalizare. Dea. Doamna Mari, este scrisul dumneavoastră, da? Doamna, nominalizarea doamnei Victoria. Dea. E scrisul dumneavoastră. Perfect. Mai departe. Doamna Ioana ar vrea ca acasă să plece. Adelina. Mergem la doamna Daniela. Care a nominalizat? Ana Maria. Și ultimul plic, doamna Malvina. Costinela. Ei bine, acestea sunt nominalizările mamelor. Dea are două voturi, Ana Maria un vot, Adelina un vot și Costinela un vot. Cea pe care publicul a ales-o mama favorită hotărăște cine este fata care va pleca acasă. Avem așadar trei nume.